Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Să continuăm cu o altă familie din Biblie, de data aceasta familia care slujește Domnului. Cred că socotiți despre cine este vorba, Iosua și casa sa. Într-o primă parte, în mod special, o să ne oprim asupra lui Iosua, asupra relației sale cu Dumnezeu, asupra relației sale cu poporul, asupra felului în care el a ajuns în slujbă și apoi, într-o a doua parte, vom vedea câteva lucruri referitoare la familia sa. Aparent, despre familia sa scrie foarte puțin, dar după ce vom derula toate aceste părți amintite, ni se va deschide orizontul mai mult și vom avea câteva lucruri importante de menționat în dreptul familiei sale. Despre Iosua, citim în cartea cu același nume, în capitolul 24, că el a fost un conducător al națiunii Israel, dar în același timp un conducător al familiei sale. Iosua 24:1 scrie: Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpetenile lui, pe judecătorii lui și pe căpetenile oastei și s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Iosua a fost un conducător care a avut autoritate în Israel după Moise. După cum vedeți, s-au adunat toți la comanda lui, aripa politică, administrativă, militară, toate domeniile au venit când el le-a convocat. Și de asemenea, tot poporul. El a fost un conducător al lui Israel. Totodată, în același capitol, 24, versetul 15, partea a doua, a versetului este scris, acel citat cunoscut nouă: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ceea ce este minunat la Iosua este că n-a fost doar un conducător absolut în felul lui. Toată viața a fost conducător în Israel până la moarte, după ce a preluat de la Moise, dar și în familie a fost un conducător. Noi care suntem tineri și avem copii mici, este foarte ieftin să spunem, noi și casa noastră vom sluji Domnului. Copiii, dacă nu vor să asculte, eventual luăm măsuri asupra lor, nu? Sau putem să o ascundem, încă se poate. Dar nu uitați, Iosua a declarat aceste cuvinte la bătrânețe. El a fost un conducător al statului Israel, al poporului, dar și un conducător al familiei. Și a răspândit lucrarea și slujirea aceasta înaintea Domnului asupra familiei sale. Cât despre familia sa, aparent Biblia o păstrează sub tăcere. Nu este singurul caz când Biblia păstrează valori sub tăcere, pentru că nu a venit vremea dezgropării tuturor valorilor. N-a venit vremea premierii. Sunt atâtea lucruri minunate în lumea aceasta, atâția oameni deosebiți care sunt încă ascunși. Și doar în ziua aceea va fi dat tot vălul la o parte și vor fi scoase la iveală valorile lui Dumnezeu. În ziua aceea vom asista la cele mai mari răsturnări de valori, lăsând la o parte domeniul lumii acesteia, care va fi răsturnat total, că tot ceea ce este înălțat în lume înainte de Dumnezeu este o urăciune și va fi distrus tot sistemul acestei lumi, după cum a fost distruse toate împărățiile de piatra dezlipită din munte, văzut în Daniel capitolul 2, cu versetul 44 în continuare. Dar chiar în plan religios, Dumnezeu a dat dovada că în imaginea sa, uneori oamenii cei mai mari sunt mici. În Ieremia capitolul 1, Dumnezeu a spus profetului: iată, te pun astăzi peste împărați, împărății. Și Ieremia era un copil. Și nu doar atunci când era un copil, mai apoi în viață. Ieremia și-a petrecut parte din timp în închisoare, plământ, bătut la un moment dat, coborât într-o groapă. Și totuși, el era considerat înainte de Dumnezeu cel mai mare. Și de bună seamă, când va veni împărăția, oameni care aparent mici, ascunși, în fața lui Dumnezeu sunt oameni mari. Domnul i-a spus despre Ioan Botezătorul: el este cel mai mare din cei născuți din femei. Familia lui Iosua a fost o familie ascunsă, dar o familie înaltă. Sunt în Biblie oameni a căror parte a familiei, mă refer la soție și copii, au fost cunoscuți și alții care n-au fost cunoscuți. Dar și din cei necunoscuți, sau cel puțin până la o vreme, unii au avut un efect pozitiv și alții negativ. Uitați, deschideți la Proverbe 31. Aici este vorba despre o nevastă înțeleaptă, bună, harnică, cinstită, multe alte o caracterizează. Prețul ei este dat, spune versetul 12, ea îi face bine și nu rău, e vorba de relația cu soțul ei, în toate zilele
vieții sale. Apoi versetul 23, bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii cetății. Ea nu a fost lăudată la porți, dar bărbatul ei era bine văzut din pricina ei. O altă imagine negativă a aruncat Izabela asupra lui Ahab. Deschideți la 1 Cronici 21, această femeie idolatră adusă de la Sidonien, l-a coborât pe soțul ei până la cel mai scăzut nivel al împăraților lui Israel de până atunci. 1 Împărați 21 cu 25. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab. Dar de ce? Pe care nevasta sa Izabela îl ațâța la aceasta. Se pare că Izabela n-a ieșit în față, cel puțin până la o vreme. A stat ascunsă, dar îl ațâța. În mod special, cei care ațâță stau în umbră, stau în plan secund, dar îi provoacă pe cei din față. Ca și membri într-o familie oarecare, și în mod special la surori, și chiar la noi, și la copii. Cel din frunte poartă steagul familiei, dar el nu-l poate purta singur. Familia îl va ajuta să poarte un steag bun, să poarte un steag alb de pace sau să poarte un steag de război, atâțat de cei din familie. Familia îl va face ca acel bărbat să capete valoare sau familia îl va dezonora încât va trebui să se retragă. O familie chiar ascunsă despre care nu știe nimeni. Tot are un efect încă hotărător. Și acest efect se vede clar, am spus, în viața lui Iosua, pozitiv, în viața lui Ahab se vede negativ. Dar să pătrundem la viața lui Iosua. Mai întâi, formarea lui Iosua ca slujitor. Despre Iosua, Biblia ne prezintă mult înainte ca el să ajungă conducător în Israel câteva lucruri. El a început viața de slujire cu Domnul. Viața lui prezentată în Biblie încă de tânăr. Știți, printre altele, că Iosua era omul care plăcea să se scoale de dimineață? Este vorba românească, care spune, nu? Printre altele, căci sculatul dis de dimineață favorizează ziua respectivă. Așa este și în viață. Sculatul dis de dimineață în viață te favorizează. Dacă începi mai târziu, unii copii sunt dezavantajați și pentru că încep școala mai târziu decât alții. Unii pornesc chiar în viața de familie mai târziu. Și sunt defavorizați din anumite puncte de vedere. Când sunt bătrâni încă au copii mici, n-au apucat să-și facă cele trebuincioase. Dar cu atât mai mult în lucrarea Domnului. Sculatul de dimineață a apucat de tânăr lucrarea Domnului, este foarte important. Uitați ce spune Biblia în cartea Iosua, câteva versete vă spun, din care rezultă clar că Iosua avea obicei să se scoale de dimineață. Acum sper că nu ziceți că vreau să vă fac și orar dimineață. Eu citesc ce scrie. Iosua 3:1. Iosua, sculându-se dis de dimineață. Asta când au pornit să treacă Iordanul. Puțin mai târziu, 7:16. Și când a fost să facă altă lucrare, Iosua s-a sculat dis de dimineață. Întoarcem pagina. 8:10. Iosua s-a sculat dis de dimineață. Ajunge 3 mărturii? Și 2 ajunge, nu? Dar 3. Iosua era omul care se scula dis de dimineață. Și pentru el ziua era întreagă. Și de asemenea în viață a pornit dis de dimineață. A avut o formare ca slujitor în timp. Și aici putem să menționăm că pentru prima dată scrie despre el în cartea Exodului, capitolul 17, încă din început a fost un om deosebit și se pare că Dumnezeu și-a pus ochii pe el. Este aici o profeție indirect spusă, cum că el va ajunge în timp ceva, înaintea Domnului. Exod 17, mai întâi versetul 9 și 13. El apare ca un conducător în armată. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Auziți, încă cu mult timp în urmă de a ajunge el conducător, ce încredere avea Moise în el? Alege tu. Tu știi ce trebuie să alegi pentru asta. Alegi tu niște bărbați, tu îi organizezi, tu te duci la luptă. Cei care, în partea lor, mi-amintesc, a avut un frate, un mesaj din partea Domnului, un mesaj profetic, că se uita spre cei care duceau poveri mari și zicea, Doamne, dar aș vrea să duc și eu. Și Domnul mi-a spus, uite la alea mici care ți le-am pus, du-le pe alea. Și ca să te poți obișnui să le duci pe cele mari în timp. Iosua a organizat în timp, a condus un grup mic de ostași și ulterior a ajuns să conducă țara întreagă. Versetul 13, și Iosua a biruit pe Amalec
și poporul lui cu tăișul săbiei. Poate să alegi. Mulți ar pricepe să aleagă, nu? Dar se vede că alegerea a fost bună. Se vede că organizarea a fost bună pentru că a câștigat bătălia. N-a fost o luptă în zadar. Dumnezeu i-a dat izbândă lui Iosua. Și Iosua a început de dimineață în viață cu experiențe cu Domnul. A văzut cum Domnul a dat izbândă. Și l-a învățat Dumnezeu încă de început o lecție. La luptă nu se merge așa rupți de ceilalți și rupți de Dumnezeu. Este exact cum scrie în Scriptură aici. Tinerii care au mers la luptă au fost în legătură cu bătrânii care s-au rugat și în legătură cu Dumnezeu care de fapt a dat izbânda, pentru că în final i-au pus, versetul 15, un altar care i-au pus numele Domnul, steagul meu. Tot aici, în versetul 10, citim, Iosua a făcut ce-i spusese Moise, ascultarea lui, a ieșit să lupte, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Și când știți, Moise și-a ridicat mâinile, era izbândă. Iosua a învățat că biruința în viață, Dumnezeu a dat lecții încă de la început. Iosua, dacă vrei biruință, asta depinde de viață, de rugăciune. Când scad mâinile, scad și cele pe sabie. Când scad mâinile care sunt înălțate la rugăciune, mâinile de la învon care țin Biblia, scad și ele. Și predicatorul nu mai are putere și toate se dărâmă la pământ și Amalec și în perspectiva noastră, duhurile rele câștigă biruința. Dar când cei care au sabia sunt curați, ascultă, aleg oameni ca atare și alții se roagă, Dumnezeu dă biruință și rugăm să o dea și acum. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta într-o carte, ca să se păstreze aducerea minte și rețineți și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub cer. De ce să-i spună lui Iosua? Păi de o parte am putea interpreta pentru că el s-a luptat acolo. Dar pe altă parte cred că a fost o profeție pentru el în viitor, că îl privea problema aceasta. Era problema Israelului. Și Dumnezeu știa încă de atunci ce se va întâmpla cu Iosua, ce plan are cu el. De la început îl vedem ca un om prins și plin de lucrarea Domnului. Un om cu perspectivă dumnezeiască și așa a ajuns ca atare. Un alt moment, o altă modalitate de formare a lui Iosua ca slujitor a fost faptul că el mai întâi a fost slujitorul lui Moise. Citim în Exod 24, versetul 13, Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi slujea și Moise s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Iosua a slujit ani în șir lui Moise și ani mulți de ucenicie. Tot despre această relație dintre ei, citim în capitolul 32, versetul 17, v-ați gândit la aceasta? Despre Moise știm, a stat 40 de zile cu Dumnezeu pe munte. Iosua a auzit glasul poporului când se cobora Moise de pe munte. Rezultă clar că Iosua a fost cu Moise pe munte. Despre Moise citim și este scris că a postit 40 de zile și a stat cu Dumnezeu pe munte. Ce a făcut Iosua în acest timp? Eu nu spun că a postit. Dar oricum, a fost o ucenicie pe care a învățat-o acolo. Se pare că Dumnezeu nu și-a dus numai pe Moise acolo pe munte. A luat și ucenicul, numai că a fost undeva în umbră. Iosua n-a ieșit în evidență. Dar el îl urma de aproape pe Moise și a stat pe munte acolo cu el. Și a avut și el experiențele lui cu Dumnezeu. Și astea au contat apoi în viață. Știți, toți oamenii care au avut experiențe deosebite cu Dumnezeu și au fost crescuți ca atare, n-au dat faliment mai apoi. Cum a fost David, crescut pe munți și fugărit chiar. Solomon, măcar că a fost înțelept, fără experiențe, a avut ieșirile lui mai târziu. Un alt moment în care Iosua era slujitorul lui Moise, citim în Exod 33:11, Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea la tabără, dar tânărul lui slujitor, era tânăr încă, Iosua fiul lui Nun nu ieșa deloc din mijlocul cortului. Nu numai pe munte era alături de Moise, dar la cort. Așa îi plăcea lui Iosua să stea la cort, de nimeni nu ieșa de acolo. Ce făcea acolo? Vă las pe dumneavoastră să gândiți ce a făcut Iosua pe munte și ce a făcut la cort, ani în șir de ucenicie cu Moise. Și de-abia apoi a ajuns ca Dumnezeu să îl formeze. Încă el nu era matur pentru acea lucrare, dar Dumnezeu din timp l-a luat. Și l-a crescut. Un alt moment al formării lui Iosua a fost colaborarea lui cu Caleb. Citim în Numeri 13:30, când au fost trimise iscoadele din Cades Barnea, cele 12 iscoade, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. Și apoi 14:6, și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune și-au rupt hainele
și-au vorbit înainte întregii adunări, țarea pe care am străbătut noi să o scodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta. Numai nu vă răzvrătiți și nu vă temeți. Ei nu au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Au fost însuflețiți de un alt duh oamenii aceștia. Iosua s-a potrivit în duhul lui, în părerile lui, în viziunea lui cu Caleb. Și a fost un moment în care și-a pierdut toată popularitatea în țară. O vreau să-i ucidă adunarea cu pietre. Cineva spunea că nimeni nu i-a acceptat pe deplin până mai întâi nu i-a respins pe deplin. Așa a fost și Domnul Iisus și mulți alții la rândul lor. Dar totuși, nu li s-a întâmplat nimic. Tot despre colaborarea lor, 14 cu 24 scrie, iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Peste Iosua a început să vină Duhul Domnului. Și a avut o prietenie cu cei care au călăuziți de același duh. Să știți, lucrul acesta este valabil oricând. Ai părtășie cu cei care au același duh. Nu este așa? Cine se aseamănă, se adună. Oricea mai adâncă asemănare este cea în duh. Că doar nu se aseamănă oamenii care toți sunt cu ochii albaștri. Sau toți au 1,90 m. Nu lasă să se aseamănă la înălțime. Lasă să se aseamănă, nu? Și înăuntru lor să fie asemănarea. Eu cred că încă din țara Canaanului, Iosua și Caleb, credeți că numai atunci când au ajuns în tabără, cele 12 scoade s-au gândit așa, hoc, așa spunem, s-au înțeles pe drum, ca ucenicii, care să fie cel mai mare, nu? Așa s-o fi înțeles și ei pe drum, băi, cum zicem? Hai, dați-vă părerea. Și poate s-a fi spus, băi, zicem tot așa, dar nu vă dați seama cum e? Și poate și din cei 10, nu au fost toți la fel, dar unii au cedat după alții, poate unii au fi fost capul răutăților. Dar eu mă gândesc că ăștia doi pe drum s-au deslipit puțin de cei 10 și așa din priviri, poate, sau unul care a fost mai îndrăzit, a fi spus, tu ce zici? Crezi ca ei? Ai încercat ca și tânăr să vezi care sunt cei care au viziune ca și tine? Ești cu Caleb sau ești cu ceilalți 10 care nu-s de nota 10? Tot despre Iosua și formarea sa. Citim aici în Exod 32 cu 17. Asta dându-ne seama că un om nu se formează peste noapte. Un tânăr bancher, după ce și-a preluat postul de director la o bancă, a întrebat pe predecesorul lui, cum să fac să fie profit în activitatea aceasta? Spus să iei decizii corecte. Dar cum pot să iau decizii corecte? Prin experiență. Dar cum pot să am experiență? Prin decizii greșite. Nu se poate fără experiență. Și Biblia spune și în Noul Testament, Evrei capitolul 5, a căror mintea s-a deprins prin întrebuințare. Uite ce spune aici, 32 cu 17, se întorcea de pe munte, din părtășie cu Domnul, nu de la biserică, nu de la acea stare de jos, de unde era vițelul și cântau și jucau. Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăt și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război. Nu i-ați întâlnit și dumneavoastră pe tineri din ăștia? Ei sunt sinceri, ca și Iosua, dar ei nu pot descifra. Știi, strigăt de război, e Duhul Domnului. Păi Iosua, ăștia cântă, băi, ăștia le vine a juca, ăștia sfirești, jet, beget. Dar ăștia tineri încă nu descifrează, ei sunt în formare. Nu e problemă că nu descifrează. Era problemă dacă s-a apucat să certe cu Moise. Spune, da, ai îmbătrânit, nu mă auzi Moise bine, cred că. Numai că la Moise nu-i slăbiserea asta. Și Iosua știa asta, nici pe dinăuntru, nici pe din afară. Și-a acceptat, s-a resemnat și-a putut să crească. Dar dacă nu, putea să o ia pe o cale greșită. Și de asemenea, în numărul 27 cu 18, citim, ia pe Iosua fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să spui mâna peste el. De ce s-a ocupat Moise în mod special de Iosua? Dumnezeu a spus aceasta. E drept, Moise s-a și rugat pentru aceasta. Este indicat ca și cei care sunt în slujbă să vadă prin Duhul sau Dumnezeu să le arate. Ceea ce spune Pavel în 2 Timotei 2 cu 2. Ceea ce ai primit încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să ducă ștafeta mai departe. Și de asemenea în Deuteronom, capitolul 1, îi spune Dumnezeu lui Moise, Domnul s-a mâniat și pe mine, din pricina voastră și a zis, nici tu nu vei intra în țară.
Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău va intra în ea. Și acum auziți? Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia. Iosua a fost un om cu Duhul Domnului în el, cu dăruire, cu izbândă, dar a avut nevoie să fie crescut spre maturitate. Și aceasta cere timp și cere, cum citeam în Numeri 14:24, să urmezi în totul calea Domnului. Numai așa, stând cu Moise, stând cu cei sinceri și bătrâni, numai ascultând, numai luptându-te, numai stând cu Moise la cort și stând cu Moise pe munte, stând în rugăciune și stând aproape de cuvânt, poți să crești și să devii, când vei fi om mare, să fii mare și la minte, nu numai la trup, să fii mare și la sfat, și la faptă, și la vorbă, și la toate cele. Poate că sunt unii care își doresc să fie și Biblia spune că e bine să-ți dorești să fii. Nu în slujbă să fii, să ai calitățile acestea. Biblia recomandă să fii iudeu pe dinăuntru. Să fii iudeu pe din afară, ți se face operația ca atare și gata. Cine vrea să fie folosit de Dumnezeu, trebuie să se gândească să parcurgă toate aceste etape. Că Dumnezeu poate să facă ceva mai repede. Să parcurgă drumul acesta într-un mod mai condensat, este altceva. Dar totuși, este nevoie de timp. De aceea se pare uneori că Dumnezeu pierde vremea și nu-i avansează repede pe ei lui. Biblia spune la cei din slujbă, Noul Testament, 1 Timotei 3 și versetele în continuare, la condițiile pentru prezbiter și diacon, să nu fie întors de curând. De ce? Că atunci poți spune, atunci îi mai prinde râvnă. Las că știe Dumnezeu ce știe. Ce înseamnă un om care nu este crescut, nu este format și un altul care are experiență. Un al doilea aspect al vieții lui Iosua, instalarea lui în slujbă. A avut o instalare în slujbă foarte frumoasă. În primul rând, Moise l-a făcut părtaș la slujbă împreună cu el. E drept, el se și roagă pentru aceasta. Moise, în particular, i-a tratat sarcinile lui Iosua. La fel ar fi și acum în biserică. Se predă ștafeta mai departe, poți să-i spui toate amănuntele slujbei în public? Ar fi o greșeală, nu? Dar de asemenea, Moise a folosit tot publicul pentru ca instalarea lui Iosua în slujbă să fie normală și să fie acceptată. Citim Numeri 27, chiar Dumnezeu i-a spus lucrul acesta. 27:19. Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări, pune-l în fața lor, și să-i dai porunci sub ochii lor ca să-i conferi autoritate, să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor Israel să-l asculte. Așa cum am zice noi în felul nostru să înțelegem, acum aici nu este cazul, dar să zică undeva într-o biserică, un frate mai în vârstă trebuie să predea ștafeta, la bătrânețe fiind, la cineva mai tânăr. Dacă tot fratele cel bătrân apare și dintr-o dată se rupe și apare un altul pe scenă, se vor fi foarte multe, multe probleme de nerezolvate. Dar dacă trecerea este treptată, începe să fie prezent fratele în vârstă 90% și ăsta 10%, și dacă trecerea o să fie acolo pe la 60-40%, o să fie mult mai acceptată de ușor, de popor, mult mai frumos. O să fie un transfer așa normal. Și tot aici mai amintim de Deuteronom capitolul 31, când efectiv s-a procedat în fața adunării. S-a dus și mai spus următoarele cuvinte întregului Israel. Astăzi eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai merge în fruntea voastră. Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordanul. Moise și-a înțeles până ce a fost slujba mea. Până astăzi, nu știu ce dată fi fost atunci. Și-a spus, de astăzi Iosua va merge mai departe. Și Iosua n-a fost doar propus de Moise și impus datorită autorității și popularității care o avea Moise în Israel. Uitați ce mai scrie Biblia aici, Numeri 27. Lucrarea lui Dumnezeu cum se împletește de frumos. Numeri 27, 21. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului. Moise, evident că pe el l-a crescut, Domnul i-a vorbit, dar l-a dus în fața poporului, în fața lui Eleazar,
ca să vadă tot poporul că el este ales de Domnul. S-a procedat într-un fel ca la un sorț anume. Când prin Urim și Tumim puteau să descifreze care este voia Domnului. Apoi a urmat, după toate acestea, actul punerii mâinilor. Și despre acest act, citim aici în versetul 23, și-a pus mâinile peste el și i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise. Și mă adaug un verset care a fost efectul punerii mâinilor, Deuteronom 34. Niciodată la Dumnezeu nu avem ceremonii goale, seci. 34:9. Iosua fiul lui Nun era plin de Duhul înțelepciunii. Căci Moise își pusese mâinile peste el. Uitați efectul. Copiii Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. E adevărat, numai punerea mâinilor rezolvă ceva? Poți să le ții o săptămână? Nu se transferă nicio autoritate? Dar la o simplă atingere, când cineva se atingea de Domnul, se executa un transfer de putere. La fel și în cazul lui Moise și Iosua, când și-a pus mâinile, Moise a fost descărcat ca o baterie de toate funcțiile și Duhul care a fost pus în el potrivit cu slujba respectivă și s-au transferat asupra lui Iosua. Iosua a fost dozat cu înțelepciune, cu Duhul Domnului și prin acea atingere a fost finalitatea acelei lucrări. Și rețineți, ne întoarcem la Deuteronom 31, să vedeți când lucrarea vine de la Dumnezeu, când Dumnezeu o continuă. Deci până aici, citiți unde vreți, scrie de zeci de ori, Domnul a vorbit lui Moise și a zis. De aici încolo să vedeți cum vorbește Dumnezeu. 31:23, Domnul a poruncit lui Iosua. Până n-a intrat în slujbă, nu și-a pus mâinile pe el și nu l-a însărcinat, n-a făcut transferul puterii asupra lui, până nu s-a retras Moise din slujbă, Domnul n-a vorbit cu Iosua. Domnul a vorbit cu Moise, pentru că Moise era în slujbă. Când a trecut Iosua, din acel moment, și putem să vedem mai departe, am putea să amintim, de exemplu, întoarceți la cartea Iosua, 1:1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a vorbit lui Iosua. Cum a intrat Iosua în slujbă, Dumnezeu a comunicat cu el și i-a vorbit în câteva rânduri, potrivit cu diferite situații, pentru că el era de acum în slujbă înaintea Domnului. Asta ar putea să fie, pentru cei care conduc, o dovadă că sunt sau nu sus, că Dumnezeu comunică cu cei din frunte. Dacă le comunică, înseamnă că Dumnezeu recunoaște. Dar când nu recunoște o autoritate, nici nu ții cont de ea. Nu doar că Dumnezeu i-a dat porunci, dar Dumnezeu i-a mai dat o întărire și o autoritate peste care n-au putut ceilalți să se împotrivească. Știți că atunci când Dumnezeu a făcut pe om și apoi la Noe după potop, în Geneza 9, i-a spus Dumnezeu, îți dau stăpânire și peste fiare. Și în Ieremia scrie în două versete că Dumnezeu a dat chiar și fiarele pământului mâna lui Nebucadnețar. Și toți trebuie să-i se supună. Când Dumnezeu pune pe cineva într-o slujbă, într-un popor, puteți-vă chiar în domeniul politic, sau în domeniul militar, în diferite războaie. Când Dumnezeu a hotărât, acesta e mandatul împăratului cutare, nu numai că spune asta cu gura, îi dă și autoritatea, de ce nu se pot împotrivi? La fel și în biserică. Când Dumnezeu dă cuiva autoritatea și comunică cu el, cine li se împotrivește, nu discută cu el, ci discută cu cel care e deasupra. Domnul când a trimis ucenicii, a spus, vă dau autoritate pe toată puterea vrăjmașului. Putea diavolul să le se împotrivească? Nici oamenii nu puteau. N-au cum. Când este investit cineva cu autoritatea lui Dumnezeu, asta se manifestă și este vizibilă. Și nu te poți împotrivi, chiar dacă aparent, cum spune Pavel, suntem ca trântiți, dar nu omorâți. Îmi cumpără, dar nu deznădăjduiți. Dumnezeu din acel moment l-a însărcinat cu slujbă, dar și cu autoritatea necesară pe Iosua. Și totodată, ceea ce este iarăși deosebit aici în Iosua capitolul 1, vreau să urmărim, Dumnezeu când pune pe cineva în slujbă, îi spune ce are de făcut. I-a spus tot ce cuprinde lucrarea lui și cum să o facă. Când s-a prezentat îngerul la Maria, a spus, uite, asta e lucrarea pentru tine. Când s-a prezentat Domnul la Ieremia în capitolul 1, i-a spus, Ieremia, uite, asta e lucrarea ta, te pun ca atare și ca atare. Asta e misiunea ta. Când s-a prezentat Domnul la Samuel, a spus exact, uite, pe casa lui Eliu înrături și fac ceea ce fac în Israel. Este important ca Dumnezeu să-ți comunice care ți este lucrarea ta. Cunosc un tânăr care este învățător în biserică
Și bunicul lui, care era un om credincios, avea descoperiri din partea Domnului. Într-o noapte a venit un înger și a spus: du-te, spune la nepotul tău să citească din 1 Timotei 4, din 11 la 16. Asta e mesajul pentru eu, să facă ce scrie acolo. Dumnezeu spune care este lucrarea. Citim aici. De la versetul 2 la 4. Robul meu Moise a murit. Acum scoală-te. Uitați cum îi spune ce are de făcut. Treci Iordanul. Tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Cum am spus Moise? Ținutul vostru se întinde de la granița cu tare până la granița cu tare. Apoi, în versetul 5, îi spune cum eu voi face aceasta. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine. Cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Cred că Iosua nu uitase ce se rugase Moise la un moment dat: Doamne, dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm. E frumos să spună Dumnezeu ce lucrare ai să o faci, dar e foarte frumos când ne spune că vor fi cu noi. Și noi credem că Duhul Sfânt este cu noi și în noi. Nu cumva să ne lase Domnul să facem lucrarea fără El. Ar fi tragic când ziua aceea nu ne va recunoaște. N-a fost cu noi. Sau am lucrat ceva ce nu ne-a pus El să facem. Apoi, îi spune ce are de făcut El personal. Versetul 7. Întărește-te, îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie. După toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii, și cunoașteți dumneavoastră versetul, cunoști și copiii, să nu se depărteze de gura ta. Cuge-te asupra ei zi și noapte. Atunci numai vei lucra cu înțelepciune și vei izbuti în toate căile tale. Vedeți ce a spus Dumnezeu lui Iosua? Iosua, cu tine am un plan enorm. Tu vei cuceri această țară. 31 de împărați, spune mai târziu în cartea sa. Dar Iosua, numai așa. Dacă lucri cu credincioșie și dacă te ții de Scripturi, dacă nu, Iosua, abandonezi tot. Dumnezeu nu un om a vrut să abandoneze. I-a spus lui Moise să abandonezi un popor și dintr-un om fac chiar un popor, că e simplu pentru el. Că doar nu-l încurcă veșniciile, că el este îmbătrânit de zile, dar nu va îmbătrâni să fie epuizat. Dacă ne încadrăm în condițiile date de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este mai mult decât noi interesat să ne facem lucrarea, că nu e lucrarea noastră, e a Lui. Să zic un muncitor cu ziua. Este interesat. Dar când munca lui prezintă un risc mai mare, poate decât salariul care va rezulta de aici, poate abandonează. Dar ce la cui e munca? Cum spunea Domnul, exemplu, în Ioan 10 cu păstorul, Dumnezeu este implicat ca lucrarea să iasă bine mai mult decât noi. Dar nu poate să o facă cu noi decât în condiția în care ne încadrăm în planul Lui. Și după această carte, Doamne, dă-ne harul acesta. Să credem că și cu noi ai lucrare, dar vrei să fim credincioși lucrării tale și vrei să o facem după Scripturi. Că altfel, abandonează Dumnezeu tot. Și concluzia, versetul 9, nu ți-am dat eu porunca aceasta? Întărește-te, îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi. Căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine în tot ce vei face. Știu că sunteți conștienți că fiecare aveți o lucrare de făcut. Nu vă deznădăjduiți. Domnul este cu voi. Câtă vreme? Suntem cu El, știm regula, nu? Dacă este cu noi în tot ce vom face, atunci să facem tot ceea ce ne-a spus să facem. Este tare important să-ți poți face lucrare. Știți ce a spus Iosua mai în finalul cărții sale? Domnul a împlinit tot ce a spus. N-a rămas niciun cuvânt neîmplinit. Pentru că Iosua a împlinit și el ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și o treia parte asupra lui Iosua, privind câteva lucruri care se desprind din viața lui Iosua ca și conducător. Iosua a fost ca și conducător, mai întâi conducător militar, pentru că Israelul era în stare de război atunci și așa se impunea. În Iosua 2:1 citim că a trimis două iscoade. Probabil și-a zis Iosua, după ce să trimit 12 să vină numai două, mai bine trimit două și două să vină înapoi, nu? Dar a lucrat foarte înțelepțește. Auzi ce spune aici? A trimis în ascuns. Nu cumva să mai vină ăștia să facă aia dinainte, să-i sperie pe toți. I-a ales el pe doi, cred sub călăuzirea Domnului, și a trimis în ascuns. Veni și spuneți mie. Că vă știu ce să spun poporului. Nu cumva ei să comite vreo imprudență și să-i sperie pe ăștia. Și să mai trag o tură de 40 de ani. Au venit înapoi, Domnul i-a sprijinit pe acele două iscoade, încă a mai recoltat ceva și din țara Canaanului, ca să nu se aleagă cu drumul ăla neplătit. Și au început războaiele. A intrat Iosua, a spart frontul lor în două,
și a biruit împărații și la nord și la sud, n-a rămas nicio țară care să facă pace afară de gabaoniți care au venit cu vicleșugul lor. A fost o mini-înfrângere acolo cu Ai, cu situația lui Acan. Dar asta a fost lecția, că Domnul vrea izbândă în condiții de curăție. Dar nu vă gândiți că Dumnezeu ar fi fost nedrept să-i scoată pe amaleciți din Canaan căzrăi și să dea țara la alți hoți. Dar era corect asta? A spus, stai. Dumnezeu este drept în tot ceea ce face. Îi scoate și pe ăștia afară, că și când vine împărăția, Dumnezeu va nimici pe cei răi și pietrele, îi potignire împreună cu ei. Va face curățenie și înăuntru și în afară. Dumnezeu este drept. Nu se complică. Nu-și compromite împărăția. Asta ar însemna să fi trudit degeaba. E ca și cum noi am face o selecție, dar am mai lăsat câte ceva. Și apoi arătă sinelul de la capăt că între timp acea parte negativă a erupt și puțin a luat, a făcut să dospească toată plămădeala și ea că lucrurile s-au străcat din nou. Oricum, mai citesc aici un cuvânt, 11 cu 18, tot Iosua. Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împărății a ținut multă vreme. Și apoi versetul 23, Iosua a pus în stăpânire deci pe toată țara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Și Iosua a dat-o de moștenire, apoi țara s-a odihnit de război. Mulți ani de război. Poate când au zis câte o descoperire din partea Domnului, iară vin duhurile și se răzvrătesc. Poate ați vrea pace, nu? Dar normal, care n-am vrea pace? Dar uitați, uneori sunt mulți ani de război. Dar dacă Domnul dă țara în stăpânire copilului Israel, nu e o problemă că este război. Este bine că în urmă este biruință. Și în urmă ne vom și odihni. Este bună odihna. Și Dumnezeu a scris că s-a odihnit. Și noi ne vom odihni, dar mai întâi să luptăm. Mai întâi luptă și apoi odihnă. Să nu le punem invers și să le lăsăm pe fiecare la vremea lor. Mai întâi scula dizi de dimineață, luptă și la urmă odihnă. Și ne vom odihni ca atare liniștiți. Știți, te poți culca și înainte de lucru, numai o să te visezi muncind. Dar te poți culca după ce ai terminat lucru și este cu totul altceva. Altfel stau lucrurile. Și oricum această lene, acest somn, această amânare a lucrurilor, dacă se odihneau și se spune acum, stai puțin, Iosua, nu-i destul că ne-am obosit muncind? Acum, stăm puțin să ne odihnim, dar vorba românului, lenea va veni în expectativă. Au trecut la biruințe mai întâi la război și apoi s-au odihnit de acele lucruri. Apoi, în al doilea rând, Iosua a fost un conducător administrativ. A împărțit țara, cum ar fi să zic, pe județe, pe seminții și le-a dat-o la fiecare în parte. Citim aici doar Iosua 1 de la versetul 16, ceea ce a spus poporul și cum s-a supus fiecare în domeniul lui. Ei au răspuns lui Iosua și au zis, vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta totul cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeu tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Ce frumos să spună poporul așa ceva. Și familia, dacă spune așa ceva, este enorm la unul care este în frunte. Te simți că poți să faci ceva. Când spune, te ascultăm. E drept să spună până la capăt, numai Domnul să fie cu tine. Nu te trezim că te ascultăm pe tine și n-am ascultat pe Domnul cu asta. Noi te ascultăm pe tine dacă prin asta înțelegem că ascultăm pe Domnul. Te urmăm pe tine la gândul că de fapt urmăm pe Domnul. Tu mergi pe urma Lui și noi venim după tine. Și în fond și, în primul rând, după Domnul. Și atunci vom ajunge la o finalitate și la un lucru bun. De asemenea, ca și conducător, și-a jucat rolul când a fost pedepsirea lui Acan. Era de competența lui să ia măsurile disciplinare care se cuveneau. Și Dumnezeu a dat biruință mai departe. Cât privește Iosua ca și conducător, vreau să privim câteva moduri în care Dumnezeu a colaborat cu el, câteva momente speciale. În momentele de răscruce, de intersecție, cel care e în frunte trebuie să aibă o comandă de sus. Și poporul Domnului n-a fost rupt niciodată de legătura cu Domnul. Chiar și la nivel de familie. Și Israel în diferite momente. Dumnezeu i-a spus. Uite acum faceți cu tare și cu tare lucru. Citim în Iosua, capitolul 5, de la versetul 9. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cară deasupra Egiptului, s-a întrerupt mana. De ce n-a întrerupt Dumnezeu fără să-i spună la Iosua, că doar vedea el?
Domnul nu face nimic fără să colaboreze. Ce a spus Dumnezeu în Geneza 18? Să trec oare pe lângă Avram și să nu îl înștiințeze. Dumnezeu îi place să comunice cu noi și să ne spună ce urmează. O să ne spună, uite, de acum o să ai salar, de acum o să intri în șomaj, de acum o să se schimbe serviciul, acum schimb pâinea. Nu mai treceți pe pâine de pustie, de acum treceți pe pâine din țara Canaanului. Un alt mesaj într-o situație deosebită, capitolul 5, versetul 13. Acea căpetenie a oștirii Domnului era acolo în preajmă. Ați vrea să știm că noi, făcându-ne aici lucrarea în biserică, în familie, lângă noi sunt și îngerii cu căpetenile lor? Dacă suntem sub conducerea lui Dumnezeu, Dumnezeu, pe lângă infanterie, are și armata lui aeriană. Și dacă ăștia sunt prezenți alături de noi, totul o să fie foarte bine. Și căpetenia oștirii Domnului a vorbit cu căpetenia lui Israel de pe pământ. Și cred că fiecare izraelit avea îngerul lui, care îl păzea și slujea. Fiți încredințați că aceștia sunt cu noi și astăzi. Și își fac misiunea lor de ne-am face și noi, măcar ca ei. Dar noi trebuie să ne facem mai cu dor. Pentru că noi suntem răscumpărați și avem harul înaintea Domnului să slujim împreună cu El. Îngerii și-o fac, este datoria lor. Sunt niște două slujitori, dar noi suntem niște copii înfiați de Domnul. La fel, am putea enumera și alte momente. Acum trece Iordanul și în fiecare moment, acum năvăliți așa și așa. De asemenea, cât privește viața lui cu Domnul, Domnul întotdeauna ne sesizează. Dar viața lui Iosua cu Domnul, știți că Iosua a avut o viață deosebită de rugăciune? A nu-i scris multe lucruri în privința asta. Nu mai scris că atunci când s-a rugat, l-a ascultat Domnul ca pe Ilie. Acum cei mai mari pe cer? Norii cu ploaia sau soarele? Ilie a oprit numai norii. Nu facem diferențiere între ei. Dar Iosua a oprit soarele. Și chiar și luna. Citim în cartea sa, în capitolul 10, versetul 12, atunci Iosua a vorbit Domnului. Nu vi se pare că încă sună puțin curios? Spune atunci Iosua să se roage așa. Și Iosua a vorbit Domnului, știi? Și Doamne, oprește soarele, știi? Asta e puțin. Cum vine asta? Ce relație avea? N-a fost Iosua la talia lui Moise să facă Domnul tot ce a făcut cu Moise, dar a avut totuși o relație specială cu Dumnezeu. Doamne, stai, oprește soarele. Și tu lună stai acolo. Și l-au ascultat. De asemenea, o altă rugăciune a lui o găsim în Iosua capitolul 7, într-un alt domeniu. Iosua și-a sfârșit hainele, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: ah, Doamne, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul să ne dai în mâinile acestor oameni? Versul 10, Domnul a zis lui Iosua și i-a răspuns imediat: când vrei să faci voia Domnului și ești în legătură cu Domnul, nu se poate ca Dumnezeu să nu îți răspundă la timp. La Iosua nu mai era caz de amânare când s-a rugat pentru soare. Când a fost cu Acan, a fost cazul să-l amâne Domnul să se roage până seara. Și de asemenea, ce a fost special în viața lui Iosua, în relația lui cu Domnul, cuvântul. I-a spus Domnul cartea să nu se depărteze de gura ta. Așa a îndeplinit-o Iosua tot ce a spus. Vă dau un singur exemplu cum a îndeplinit. Iosua capitolul 8, vers 30. Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului Israel, pe muntele Ebal. După cum a fost profețit să faci un altar pe muntele Ebal și unul pe muntele Garizim. De pe unul binecuvântarea, cu șase seminții să rostească, de pe celălalt la șase seminții să rostească blestemul. Iosua a ascultat întocmai. Este un cuvânt după întoarcerea din robie. Deschideți, vă rog, la Nemia, capitolul 16, să vedeți cum a îndeplinit Iosua legea Domnului. Nemia 8:16. E vorba de sărbătoarea corturilor. Nu au mai ținut serii după Scripturi. Dar atunci au zis, uite, ne întoarcem la Scripturi, că Ezra a fost din nou un om care i-a plăcut să vină la original, la învățătura adâncă și la Scripturi. Se facă toți corturi și citiți versul 17. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copilul Israel așa ceva. Și a fost o mare veselie. Nu spunea Psalmul 119, când urmez învățăturile tale, mă bucur? Parcă aș avea toate comorile. Se pare că Ezra a scris 119. Dar dacă l-a scris cumva chiar când s-a adunat la sărbătoarea corturilor? Nu știu. Dar oricum,
Cât a urmat Iosua legile Domnului, ai o satisfacție extraordinară. Când soțul te-a rugat să faci ceva, sau părinții pe tine, și i-ai ascultat. Și în urmă vin și îți mulțumesc, Dumnezeu este recunoscător și te recompensează ca atare. Nu rămâi mulțumit? Dar altfel, când se întâlnea următoarea dată Iosua cu Domnul, ce putea să-i spună Domnul Iosua? Dar ce am zis el să faci? Știți cum l-a mustrat Domnul pe Saul și l-a îndepărtat și l-a lepădat în final? Pentru că nu a făcut, i-a spus Domnul. Un alt aspect din viața lui Iosua, ce îmi place mult, cum a armonizat poporul. Legătura dintre militari și preoți și leviți. I-a făcut pe toți să trăiască într-o unitate. Și asta s-a fost o dovadă a înțelepciunii și a Duhului Dumnezeu care era peste el. Citim, de exemplu, la trecerea Iordanului, Iosua capitolul 3. Au zis ce legătură. S-a sculat zi de dimineață. După 3 zile căpetenii oștirii au trecut prin tabără. Au dat poporul următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului, preoții, dus de preoți, să plecați din locul în care sunteți, să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare așa și așa. Și fiecare a trecut la locul lui și la rândul lui. I-a armonizat foarte bine împreună. Dar a fost drept în aceasta. Și când a împărțit, nu putea să-i armonizeze. Când nu faci dreptate, crezi că poți să păstrezi relația între subalternii tăi? Ea favorizează pe unul și defavorizează pe altul. Nu o să creezi dispută și discordie între ei? Ca să nu mai zic că și între ei și tine. Când a împărțit țara, în capitolul 18, de la versetul 3, Iosua a zis, până când veți lenevi? I-a scris în Roman 12, cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă. Până când mai stați? Alegeți dintre voi bărbați din fiecare seminție, voi porni să se scoale, să străbată țara, să o împartă, să facă un plan, să vină la mine, iar eu împreună cu Eleazar tragem la sorți și fiecare să-și ia partea lui. Cele 9 seminții și jumătate care nu-și luaseră încă parte. Ceea ce îl apreciez ca și conducător pe Iosua, la prietenul lui la Caleb, i-a dat ce a hotărât Domnul. Știți, Iosua, capitolul 14, când a venit Caleb și a spus, dăm dar partea, 14:13, Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și a dat de moștenire Hebronul. Cum a spus Domnul? A fost drept și cu el, a fost drept cu toți ceilalți și Iosua a fost drept, dacă vreți, și cu sine însuși, în partea care și-a luat. Este o vorbă, popor, cine împarte? Parte își face. Iosua a împărțit, dar nu și-a făcut parte. Nici la Caleb nu i-a făcut parte. Ci a împărțit între toți după cum a dat sorțul. Și lor care sunt în număr mai mare, le-a dat o parte mai mare. Scrie în cartea Numeri. Și lor mai mici, le-a dat mai puțin. Despre el citim și despre seminția lui, chiar în mod special. Știți din ce seminție se trăgea Iosua, nu? Asta e valabil când veneau ajutoare și când se mai făcea câte o porție pentru rudenii. Că la noi sunt familii mari și avem multe rudenii. Uitați, Iosua 17. Dar să nu spun despre dumneavoastră că eu n-am fost la Arad când s-au făcut lucrurile astea, când veneau ajutoare. Deci Iosua 17 am spus despre ai noștri. Iosua 17 cu 14. Fiul lui Iosua a vorbit lui Iosua, știi? Au mers ca la rudenia lor. Pentru ce ne-ai dat numai un sorț? Noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum. Iosua le-a spus, dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în pădure și tăiați-o. Poftim. Și faceți-vă loc. Fiul lui Iosif a zis, muntele acesta nu ne ajunge. Iosua a zis casei lui Iosif și lui Efraim, voi sunteți un popor mare și puterea voastră este mare, nu veți avea un singur sos, ci veți avea muntele. Veți tăia pădurea. A fost drept și cu seminția lui. Și a fost drept și cu sine însuși. Uitați când și-a luat partea lui, citind despre aceasta în capitolul 19, versetul 49. După ce au isprăvit de împărțit țara, după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. N-ar fi fost cazul să-și ia moștenirea el la început? El și-a luat-o la urmă. După porunca Domnului au dat cetatea pe care o cerea el, Timnat Serah, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea de nou și s-a așezat locuința acolo. Ce frumos! El a cerut cât a cerut și Domnul a poruncit să-i dea apoi lui Iosua. Știți cum înțeleg eu asta? Iosua nu s-a cerut porția lui, s-a rugat Domnului și după aia Domnul a zis, dați-i asta. El a cerut, dar să prin rugăciune a cerut. Stai modelul lui Dumnezeu, vrei ceva, cerii lui. Nu? Și Dumnezeu a zis, ce a cerut? Dar du-te pe calea oficială, prin rugăciune la Dumnezeu. Și Dumnezeu în final te va binecuvânta ca atare. Iosua a fost un mare conducător în Israel. La bătrânețe
l'ascultau toți. Dar nu numai în Israel a fost un mare conducător, în familie, la bătrânețe a spus: eu și copiii mei mari și soția mea în vârstă. După o viață de femeia numărul unu în Israel, știe să mă asculte. Și a condus poporul și familia. Dar cum a ajuns la această stare? A avut o ucenicie lungă, alături de Moise, făcându-și misiunea, alături de Caleb, fiind însuflețit de Duhul Domnului, împlinind tot ce scrie. A avut o instalare frumoasă în slujbă. Și când și-a pus Moise mâinile peste el, s-a transferat puterea Duhului Dumnezeu în el. Și Dumnezeu a vorbit apoi cu el și Moise vorbea cu Domnul în rugăciune. Și Dumnezeu a dat autoritatea de conducător. Și și-a împlinit misiunea în final, nu o misiune ușoară. Iosua este unic în felul său în Israel. Cine a mai cucerit Canaanul? Iosua. Moise este unic în felul său, fiecare a fost într-un fel unic în felul lui. Și s-a evidențiat în plan militar, administrativ, s-a evidențiat ca un om cu o relație bună cu Domnul, ca un om care a făcut dreptate în țară, ca un om care a omogenizat și a armonizat poporul. Pentru toți cei care iubesc Biblia, Iosua rămâne un personaj deosebit. Un om deosebit al Domnului. Vreți să-L întâlnim în ceruri? Cred că ne va spune mai mult decât v-am spus. Și așa scrie puțin și din cât spune n-am putut descifra tot. Atunci o să vedem cât de frumos a fost cu Domnul. Și o să fie și mai frumos acolo decât a fost atunci. Că aici l-au mai năcăjit Acan și ăia și gaboniții și nu mai știu cum să o mai scoată la capăt. Dar acolo cât va fi de frumos. Vreți să ajungem și noi? Să ne facem misiunea împreună cu Domnul. De aici să alege cine va fi acolo cu Domnul. De aici. Urmându-i, slujindu-i, crescând în harul său, făcându-ne misiune. Și în final, murind fericiți și împliniți, când popor și acasă am ascultat pe Domnul și am făcut voia Lui. Al Dumnezeu care singur este înțelept, să fie slava prin Hristos Iisus. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.